Săptămâna trecută vă arătam cum domnul Vlad Voiculescu și-a făcut cont electoral pe Tinder. Tinder fiind o aplicație de dating, așa, adică matrimonială. De întâlniri. Matrimonial e frumos spus. Așa. Deci, bun. Că și-a am trecut cont... de 11 noaptea, putem să spunem. Am înțeles, da. Și ne spunea că dragostea nu se sărbătorește doar cu partenerul de viață. Acum, na, fiecare, dacă vrea cineva să sărbătorească cu domnul Vlad Voiculescu, nu e nicio problemă. În schimb, între timp, s-ar putea să am o rubrică până la urmă pentru Vlad Voiculescu în emisiune. Am mai dat și un interviu domnul Vlad Voiculescu la site-ul Life, unde ne-a vorbit domnul Vlad Voiculescu despre copilăria sa. E un interviu așa cald și frumos. Și a ajuns, doar atât, e fabulos tot interviul, dar a ajuns la partea în care ne explică dumnealui cum a ajuns să studieze la Viena, în condițiile în care în tot interviul ne-a explicat cum vine el dintr-o familie foarte săracă și așa mai departe. Și îl întreabă reporterul: cum ai reușit tu să studiezi la Viena? Pe vremea noastră nu pleca nimeni la facultate în afară. Și zice: am plecat în 2001. Cred că totul a plecat de la filmul Pretty Woman. E o chestie foarte interesant. Aveam o casetă video pe care scria mare, frumușica, care era filmul preferat al părinților mei. Din filmul acela, taică-meu a înțeles că Richard Gere era un fel de broker. El nu era broker, cumpăra companii pe care le dezmembra și apoi le vindea. Însă în mintea lui taică-meu a încolțit o idee și mi-a explicat în felul următor: uite, chiar dacă noi nu avem bani, poți să te faci broker, pentru că brokerii lucrează cu banii altora și câștigă și ei o pâine. Și zice în felul următor: am o mătușă care este arhitect la Viena, singura mea rudă din străinătate, atenție, și am putut să locuiesc la ea o perioadă, acesta fiind cumva lucrul de care m-am agățat, ideea de a merge la studii în străinătate, insistă reporterul. Păi nu prea era, adică nu prea pleca nimeni. Așa este, recunoaște și el. Singurii care mai plecaseră în anii aceia erau românii care se duseseră în Spania și Italia la muncă. Și, mă rog, trece rapid, îl întreabă cum s-a putut întreține acolo. Zice: domnule, a fost gratis facultatea. E, domnul Vlad Voiculescu, în schimb, nu știu ce are cu familia dumnealui. În primul rând ne-a spus că avea o singură rudă la Viena, o mătușă. Păi, trecutul domnului Vlad Voiculescu este strâns legat de Viena. Au fost fratele bunicului său. Deci, fratele bunicului a fost șeful centralei DIE, a Direcției de Informații Externe, de la Viena, pe vremea comunismului. Și era responsabil de comerțul exterior dintre România comunistă și Austria. Adică, pare așa că domnul Vlad Voiculescu vine dintr-un sătuc de undeva. Nic Voiculescu, de exemplu, domnul Nic Voiculescu, care despre care lumea a spus că este unchiul lui Vlad Voiculescu și a spus: domnule, nu este unchiul meu, domnule, este fiul fratelui bunicului. Deci este fiul domnului care era șeful centralei. În afară de faptul că a deținut poziții importante în industria farmaceutică, inclusiv când domnul Vlad Voiculescu era ministru al sănătății, este și fondator și membru în conducerea Institutului Aspen. Același Institut Aspen care i-a dat lui Vlad Voiculescu bursa de studii la Viena. Deci facultatea dumnealui a fost gratuită pentru că... Iar domnul Vlad Voiculescu a recunoscut de asemenea, a recunoscut că a fost bursier al Institutului Aspen, a zis că a fost unul dintre 200 de colegi din 15 țări, iar Nic Voiculescu era doar un membru al bordului, în bord fiind 10 persoane. Cât despre partea cu bunicul, care era practic fratele bunicului, care era la centrala DIE de la Viena, zice în felul următor: încerc să iau asta ca o glumă sau în cel mai rău caz, ca pe o încercare disperată de calomniere. Frații bunicilor, nu știu câți oameni știu tot ce fac frații bunicilor. Ce au făcut, ce fac sau ce vor face. Orice om își face propriile alegeri, la la la. Dar pot să vă ajut în demersul jurnalistic să știți că toți frații bunicilor mei s-au stins în urmă cu aproape 20 de ani. Deci ne-a zis că fratele bunicului era mort. Spuneți-ne dumneavoastră, domnule Harnagea, pe scurt, despre această poziție de șef al centralei DIE de la Viena. Și-a urmat calea din familie. Acum, dacă e adevărat ceea ce... Că văd că domnul Voiculescu neagă că ar fi avut un bunic sau un frate de bunic care a păi fost... Păi nu neagă, spune fratele bunicului. Păi da, ce dar vorbim. Cumva... N-a zis nu este adevărat. A fost întrebat exact despre cumva asta. Vrea să se extragă din păi, toată asta e povestea altceva. Asta, da. Dar bine, până la urmă, știți cum e, cu cât încerci să privești mai pe după gard, cu atât dai de bănuit. Adică nu văd ce mare lucru era. Dacă e adevărat, să spună: da, domne, a fost, a lucrat acolo,
că lucrurile astea se află, se știu, există o memorie colectivă, dacă nu personală, a unora și altora, nu e mare, eu știu, poate îl și ajută în carieră, eu știu, la primărie sau la primărie mai puțin, că am înțeles că se va întâlni împreună cu domnul Nicușor Dan și vor cădea la învoială cine să intre în competiție. Vreau să remarc totuși că domnul Voiculescu îmbină utilul cu plăcutul și dacă tot nu prea are șanse la primărie, măcar să deschidă cont pe Tinder, cum bine spuneați. Adică tot să aibă ceva de câștigat de pe urma acestei campanii. Nu e foarte bine, nu e un lucru de care să fie rușine. La fel cum n-ar trebui să fie rușine de, eu știu, rudele tale care au funcționat în tot felul, că nu el a făcut a avut vreo problemă, nici bunicii lui, după câte se știe. Dar, dacă e adevărat, înseamnă că, într-adevăr, ce afirmam anterior, fără să știu ce prezentați dumneavoastră, înseamnă că poate fi adevărat și faptul că suntem în prezența rezervei de cadre care vine pe cai mari cu studii în străinătate. E o părere, sigur, exact. Un punct de vedere. Haideți să vă arăt ceva, domnule general.